Donațiile românilor din întreaga țară, constând în alimente de bază greu perisabile, produse de igienă personală și materiale de cazarmament, au umplut 13 autotrenuri de mare tonaj care au ajuns la sfârșitul săptămânii trecute într-un depozit din localitatea ucrainiană Orlovka, de unde vor fi distribuite populației din sudul țării greu încercate de război de către reprezentanții Crucii Roșii Ucraina. Transportul cu ajutoarele hunedorenilor a fost însoțit și de Diana Diniș, voluntar al subfilialei DEVA a Crucii Roșii, prin intermediul căreia o parte dintre beneficiari au mulțumit donatorilor pentru solidaritate, precum și voluntarilor Crucii Roșii. Seara! Bună seara, dragi românași, că noi tot români suntem ca voi, numai că suntem ucrainuți. Țățanu, ia vin și matale. Așa, transmiteți-le mulțumiri la colegii mei care au venit aici, că sunt atât de obosiți și au nevoie să primească mulțumiri de la cineva. Da. Vă mulțumesc la tot ce aduceți în Ucraina. La noi aici e liniște, așa. Pun de igiene, pun de rău, nu-i igiene. Ucraina asta e cea mai bednă a strana. Să fiți sănătoși și întotdeauna să fie pace. Să ne împăcăm cu toți, că acum lumea e mestecată. E amestecat pace, pace și pace. Mestecat. Haideți să vă vedem și dumneavoastră. Ia, du-te acolo. O, și eu zic cine. Și dumneavoastră, că am venit din România. Bine, pace, babana. Eu sunt Diana. Dumneavoastră, cum vă Diana? De ce plângeți? Plânge. Of. Plânge că e singuric. Singuric. Sute de donatori, persoane fizice sau societăți comerciale au participat la campania de ajutorare a populației din Ucraina, iar voluntarii ai filialelor de Cruce Roșie au sortat donațiile provenite de la populație, le-au verificat și înregistrat în gestiune, le-au așezat în cutii speciale pentru donații și le-au încărcat în camioanele care zilele trecute au ajuns în țara vecină, greu încercată de războiul declanșat de Rusia. Și voluntarii Crucii Roșii din județul Hunedoara mulțumesc la rândul lor celor care au contribuit la campanie.